Când am văzut mașina poliției, am crezut că vine să-i amendeze pe cei care staționează pe trotuar. Cam ilegal și oamenii trebuie să facă slalom. Dar polițistul a intrat la schimbul valutar sau la casa de amanet. Pare că are altă treabă importantă de făcut în timpul muncii. Buftea, județul Ilfov. Pleacă fără să-și pună centura, cum se întâmplă la noi cu organele. La noi polițaii, jandarmii, pompierii se cred nemuritori și deasupra oricăror legi.